spun și eu bună dimineața și bine v-am găsit. Este o onoare și o bucurie pentru mine astăzi să fiu la Mândrăcești. Este pentru prima dată când pun piciorul în Moldova aceasta a noastră de peste tot și vreau să vă spun că am avut șansa ca datorită dumneavoastră încă de aseară să simt rădăcinile noastre puternice de aici. Mărturisesc că, în calitate de om politic român, cred cu adevărat în destinul european al României și al Moldovei. Și mă bucur ca în dimineața aceasta aici să văd aceste simboluri cu o semnificație atât de puternică. În același timp, ca demnitar român, membru al Camerei Deputaților, sunt încântată să constat pe teren că legislația românească produce efecte benefice în toate comunitățile cu români. Fiindcă sunt secretar al Comisiei de Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților, comisie care a dat forma finală a legii care permite unităților administrativ-teritoriale din România să financeze comunități și din afara granițelor țării. Prin urmare, văd întruparea acelei legi aici, la Mărdăcești, între fratele mai mare Ion, într-o comunitate mai mare Mioveni, o comunitate de 38.000 de locuitori, un oraș al tinerății, un oraș al constructorilor de mașini, un oraș al hărniciei și comunitatea soră prin primărița noastră de aici, minunata primărița noastră de aici, cea care conduce această comunitate de așa aproape 7.000 de locuitori. Ei bine, cred că cel mai important lucru pe care un om care administrează o localitate, un gospodar, cum spuneți dumneavoastră, poate să-l facă pentru cei din localitatea sa, pe lângă a le da bună ziua în fiecare zi și a le oferi confort european, este acela de a da generațiilor ce vin, copiilor, rădăcini și aripi. Rădăcinile noastre sunt puternice, din străbunii noștri, cum a spus doamna primar mai devreme. Dar aceste rădăcini trebuie în fiecare zi udate pentru a merge mai departe. Ei bine, pentru asta trebuie condiții. Grădinițe, creșe, școli de calitate, respect pentru dascălii noștri. În același timp, pentru asta trebuie o educație bună, astfel încât să dați copiilor din Mărdăcești cel mai important pașaport în viața dânșilor în lume, și anume educația, valabil peste tot în lume, valabil atât pentru a-și crea un respect profesional, cât și un respect în societate. Doamna primar a fost la Mioveni, nu în orice fel de 1 decembrie, 1 decembrie 2018, 1 decembrie centenar pentru noi, 1 decembrie de bucurie și de recunoaștere. Atunci a reușit să ne convingă pe fiecare dintre noi, pe colegii consilierii locali de la Mioveni, pe domnul primar de la Mioveni și pe mine, că Mărdăceștiu are nevoie de sprijin real din partea României și de sprijin real din partea comunității din Mioveni și a fratelui mai mare Ion. Și că pe 28 martie, după 27 martie, nu întâmplător, n-am putut veni pe 27 martie, adică 101 ani, da? Dintr-un moment, alt moment important al nostru, pe 28 martie trebuie să fim la Mărdăcești pentru ca împreună să dăm copiilor de aici rădăcini și aripi. Și la final aș vrea să vă mai spun ceva. Am simțit grija pentru localitate și pentru viitorul localității în ceea ce ați spus mai devreme. În România, să știți că alegerile naționale
sunt mai complicate și uneori imprevizibile. Dar alegerile locale sunt totdeauna previzibile, fiindcă în localități oamenii se cunosc bine și votează pe cei care prin fapte, nu prin vorbe, le aduc plus valoare în localitățile dânșilor. Eu n-am nicio emoție. La Măgdăcești vă doresc să aveți mulți ani înainte ca primar în care să sfințiți locul așa cum ați făcut-o și până acum. Doamne ajută și țineți la rădăcinile și aripile noastre! Și de fiecare dată venim cu plăcere și primar a fost, doamna deputată primară, cu bine, am mai fost și colegii noștri și întotdeauna am găsit aici deschidere, am găsit pe doamna primar care întotdeauna se gândește numai la problemele localității și eu personal astăzi când am trecut cu mașina și am venit un pas spre primărie, m-am dus să văd drumul asfaltat. Am văzut acele rigole, preocuparea de a dirija apele pluviale către zone, pentru că știu că asta e o problemă sensibilă. Și am văzut din nou Troița făcută la inițiativa unor consilieri locali. Da. Ce să vă spun, întotdeauna doamna și când a venit în România, preocuparea a fost aceea pentru localitate și ce să facă pentru ca localitatea Măgdăcești să se ridice la nivelul unei localități, măcar ca în România, nu spun acum ca în Europa, deci noi tendința întotdeauna este de mai bine. Și asta ne-a făcut, așa cum spunea și doamna deputat, să hotărâm să avem această decizie de a ajuta localitatea Măgdăcești în aceste fonduri. Sigur, vreau să mai adaug că doamna primar la început și bine a punctat aici, se gândea cumva la acea sală de sport și teren pentru tinerii care învață acolo, dar eu vreau să o felicit că a luat o decizie pentru că e mai important să ai condiții pentru copiii cei mici, pentru grădiniță și mi se pare că a fost o prioritate zero. Eu vreau să vă salut în numele colegilor consilieri, pe toți salariații din primăria Măgdăcești, pentru locuitorii comunei Măgdăcești și să vă transmite multă sănătate și că suntem întotdeauna cu dumneavoastră aici la Măgdăcești. Și toate contractele de astăzi încolo să semnați cu aceste chilouri care sunt sigur că vă va aduce și vă da noroc și în mandatele viitoare. Credeți în noi, ne dați ocazii și șanse.